Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Întrebările Zilei, o emisiune incendiară în această seară, o emisiune în care sunt invitați trei reprezentanți ai partidelor politice din județul Gorj, trei tineri, cel puțin ca și vârstă, unii de mai mult timp în zona politicii, nu contează acest lucru, vom vedea în această seară dacă vor reuși să iasă cu bine din această emisiune, cel puțin la nivel, gând rău? La nivel intelectual, desigur. Nu fizic. Doi dintre invitații au mai fost la emisiunea Întrebările Zilei de acum două săptămâni. Iată o formulă de trei în această seară, trei invitați la emisiunea noastră. Este vorba de domnul Gabriel George, reprezentantul PSD. Bună seara, domnule George. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bine ați revenit la TV Sud, domnul Eduard Lădaru, reprezentantul ALDE Gorj. Bună seara, domnule Lădaru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, bine ați venit la emisiunea Întrebările Zilei și domnul Gheorghe Pecingine, reprezentantul Partidului Național Liberal. Bună seara, domnule Pecingine. Bine ați revenit la TV Sud, la emisiunea Întrebările Zilei. O temă generoasă, generală, încercăm să aflăm în această seară dacă dispar interesele politice de la complexul energetic Oltenia și ce rol va juca în campanie electorală compania ca și temă de dezbatere și de discuție. Ați văzut zilele trecute și de ceva săptămâni se vorbește de modul în care au fost realizate listele de întocmite, listele de disponibilizație colectiv de la complexul energetic Oltenia. S-a vorbit chiar de un PSD-ist, un consilier județean al Partidului Social Democrat, care ar fi scăpat de disponibilizările colective, domnul Nicolae Cilibiu. Domnilor, ce se întâmplă cu acest complex energetic Oltenia? Dispar interesele politice de la companie sau abia acum începe grosul? Cine? Cum depinde din ce punct de vedere? Din toate punctele de vedere. Priviți, pentru că după cum am deci văzut am invitat atâtea partide reprezentanți. După cum am văzut în presa ultimilor zile, mass media ultimilor zile, se pare că nu au dispărut atât timp cât se solicite de către anumite partide politice listele de disponibilizați, ceea ce nu văd rostul, pentru că intră strict în apanajul conducerii executive a complexului energetic Oltenia, se pare că nu dispar. Dacă privind din punctul de vedere al bunului mers al activității complexului energetic Oltenia, și aici mă refer strict la legislația care oferă un bun mers al activității acolo, nu e de dorit să dispară, pentru că politicul trebuie să fie implicat permanent în activitatea acestei unități, astfel încât să genereze legi care să protejeze complexul energetic Oltenia. La nivel legislativ? La nivel legislativ, corect. Domnule Daru? Da. Complexul energetic Oltenia trebuie să devină o adevărată corporație, din punctul meu de vedere. Și interesul politic trebuie să fie unul foarte mare în sens pozitiv și implicarea politică. Adică, așa cum intervine, spre exemplu, guvernul austriac pentru OMV, așa cum intervine guvernul maghiar pentru MOL, așa cum a intervenit Tony Blair pentru Mittal, ca să cumpere Sidexul din Galați. Așa cum a intervenit ambasadorul SUA pentru Ținutul Secuiesc. Și așa mai departe. Deci interesul politic, pentru că nu avem conducere a țării care să facă față. Interesul politic asupra complexului Oltenia trebuie să fie unul pozitiv la nivel macro, așa cum l-am descris eu prin exemplele de mai devreme. Fără susținere politică și fără suport politic, complexul energetic Oltenia ar fi dărâmat de celelalte corporații ale celorlalte state. Deci este nevoie de un interes politic. Acum, și este nevoie de o implicare politică. Acum, adică politicienii să muncească gratuit pentru CEU și să nu primească nimic la schimb? Nu, politicienii primesc în funcție de modalitatea de a modifica legislația, de a modifica până la urmă și legislația secundară, implicarea lor în modificarea și a legislației secundare, politicienii primesc voturi, având în vedere că se creează locuri de muncă. Deci implicarea politicienilor trebuie să fie la nivel legislativ, iar în ceea ce privește parlamentar, în ceea ce privește executivul, trebuie să fie la nivel de desfacere. Spre exemplu, eu ca ministru al energiei,
m-aș ocupa de să-i găsesc relații cu alte state, cu alte societăți comerciale din alte state pentru a desface producția de energie electrică și nici de cum să intervin efectiv aici la modificări, la desființări de posturi, la concedieri colective și așa mai departe. Este firesc să fie așa, este firesc ca interesul politic să fie unul major pentru complexul energetic Oltenia, pentru că, din păcate, de complexul energetic Oltenia se leagă foarte multe locuri de muncă, nu numai cele din complexul energetic Oltenia, ci și cele ale companiilor care lucrează cu complexul energetic Oltenia, și se leagă bugetul întregii regiuni, Oltenia. De complexul energetic Oltenia se leagă acest buget. Unde mai vorbim de faptul că complexul energetic Oltenia poate să producă undeva la 30% din necesarul de energie electrică al României. Se leagă și domnul Ion Ilie de o vizită la o ședință. Da, se leagă de Ion Ilie, care a venit să se întâlnească cu senatorul Dian Popescu, senator care este singurul care s-a implicat efectiv în rezolvarea problemelor de la complexul energetic Oltenia la nivel macro. Este singurul politician din județul Gorj care a făcut presiuni în tot Parlamentul României, în toate comisiile în care au fost dezbătute modificările la legea energiei, pentru ca complexul energetic Oltenia să intre într-un sistem de siguranță națională și să nu mai poată fi desființat, să devină o adevărată corporație. Iar Ionel Ilie cu cine să discute? Cu ceilalți parlamentari care nu i-a interesat absolut deloc modificările la această lege a energiei? Sigur că Ionel Ilie discută cu omul care este cel mai interesat de a face bine complexul energetic Oltenia fără să aibă afaceri în complexul energetic Oltenia. Și acesta este Dian Popescu. Ne place sau nu ne place? Dacă îmi dați exemplu de un alt politician care s-a zbătut atât de mult ca Dian Popescu în toate comisiile și în Parlamentul României, în plenul Parlamentului României, eu nu mai zic nimic, dar nu-l aveți. Singurul care s-a zbătut pentru modificările la legea energiei pentru a salva complexul energetic Oltenia este Dian Popescu. Și de aceea Ionel Ilie s-a dus la Dian Popescu să discute tocmai cu privire la aceste modificări la legea energiei. Pentru că, după cum bine știm, Klaus Iohannis are trimis-o în Parlament. Că de ce să facă și el? Poate supărați pe domnul Iriza, colegul nostru de partid. Și pe domnul Popescu, dar mă rog, să trecem peste. Nu găsim un parlamentar mai bun, mai frumos, mai înalt și mai devreme acasă decât domnul Dian Popescu. Cu privire la modificările legei energiei, da. Dian Popescu este principalul delare, mai întâi și este principal. O să ajungeți să-l laudați pe Laurențiu Ciurel, cel care i-a dat tema de casă, dar dacă nu, sunt aspecte care sunt valide, vă spun eu. Nu i-a dat nicio temă de casă. Bun, trecând... S-au salvat PSD-iștii de pe lista de disponibilizări, domnule Pecingine? Asta era mesajul liberalilor. Nu s-au salvat, dar ideea era următoare. Și aici o să intru contradicție cu domnul George, contează implicarea politicului, pentru că nu sunt foarte mulți cetățeni din județul Gorj care sunt consilieri județeni, nu sunt mulți din cetățeni din județul Gorj care să fie sprijiniți de un anumit partid politic sau de altul, care pot să fie salvați de pe listă. Sunt niște criterii, au fost adoptate niște criterii și mulți dintre cei care s-au fost trecute pe acea listă, nu e doar apanajul, așa cum spuneați, domnul George, nu e doar apanajul conducerii. Apanajul conducerii să vegheze ca acele criterii să fie respectate într totul, iar oamenii să fie foarte bine informați. Puteau să intre, să-i ajute pe acești oameni, pentru că sunt cazuri concrete și vă vorbesc în concret, sunt oameni care sunt întreținători de familie, sunt oameni care au încă copii minori și se regăsesc pe această listă. Dacă prin protocolul numărul 2 din 1 și 2 din anii anteriori erau prevăzut și exceptate aceste cazuri, acum, prin protocolul numărul 4 care a fost încheiat, a fost sărită, deși la discuții am înțeles discuțiile dintre sindicate și administrație era prevăzută și o asemenea clauză, nu a mai fost trecută în protocol, iar așa cum ne-au obișnuit, sindicatele nu au fost atente atunci când au semnat. Nu asta ar fi problema. Problema este că la casa de pensii, casa județeană de pensii, orice om care merge să-și ia o adeverință va constata dacă iese sau nu iese la pensie atunci când au stabilit cei care i-au încadrat pe acea listă. Și sunt N cazuri și instanțele judecătorești în care s-a constatat că din vari motive, vă dau un exemplu, sunt exploatări miniere unde s-a greșit o literă. Încadrarea pentru grupa a doua de muncă a fost
făcută prost, inclusiv în carnetul de muncă. La lucrurile astea trebuia să fie atenți cei din CEU și vă spun că nu au fost atenți și o să vedeți un alt val de probleme care se ridică acum. Nu s-au cerut documente și de la Nu s-au cerut documente, nu s-au cerut documente de la Casa de Pensii, au fost unii gen Cilibiu sau alții care nu vor să-și ducă adeverințele sau le țin acasă și e dreptul lor să nu iese la pensie. Dacă nu vor să iese la pensie, să-și ducă că au lucrat în subteran și că au beneficiat de condiții speciale sau de grupa de muncă, nu vor să le ducă, nu le duc. Și atunci ia de la Casa de Pensii o adeverință din care este faptul că nu se încadrează pentru această perioadă, pentru a ieși anticipat la pensie. Dar minerul obișnuit, energeticianul obișnuit, nu știe lucrurile astea și s-ar putea chiar să nu se încadreze. Am caz concret în acest moment. Când a mers la Casa de Pensii, a așteptat bună credință din 2015, da, disponibilizat în 2015, de bună credință și când și-a depus dosarul de pensionare a constatat că nu se încadrează. Acum îmi scria cineva pe Facebook, domnule, se poate reangaja. Este foarte greu să revii acum, te reangajezi, ai luat niște plăți compensatorii, omul zice, ce fac, de ce, da, de ce? A fost, chiar și-a dorit să plece din sistem pentru că e nebunie, e presiune, a lucrat mulți ani, sunt condițiile așa cum sunt destul de grele. Deci la lucrul ăsta trebuia să fii atenți atunci când au făcut acele liste de disponibilizare. Am dat exemplu și eu pe domnul Cilibiu și m-am prins să fac lucrul ăsta pentru că nu e moral. Însuși știm că are și alte venituri. Legal e să rămână și a scos adeverință, e treaba lui. E caz Gârjoabă pe vechi. Deci știți cum era domnul Gârjoabă când nu își aducea adeverințele și toată lumea îl dădea la o parte, era trecut pe toate listele de disponibilizare și revenea pentru că nu își ducea adeverințele că a lucrat în subteran. La fel și cu domnul Cilibiu. A condus o mină, a avut condiții deosebite, are un business. A chiar dacă nu mai e pe numele dumneavoastră, e consilier județean. Și sunt alții care au copii, cred că da, care au copii în întreținere încă o dată. Și nu că sunt studenți și trebuie, și acolo e greu. Sunt minori, da? Pe care au, sunt unici întreținători de familie și se regăsesc pe listă. Acolo trebuia să fie atenți. Și pentru ăștia nu se bate nimeni. Au și cei de la ALDE favorizați pe lista de... Nu știu dacă au și cei de la ALDE favorizați, eu nu doresc să nu aibă niciun partid politic favorizați, dar din nefericire nu cred că lucrurile sunt chiar așa. Bun, de cum mi-aș dori. Discutăm strict profesional. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine, domnul Pecinge, că nu întotdeauna poți să rezolvi toate aceste cazuri. Întotdeauna va scăpa unul, doi care vor... și vor fi întotdeauna... Și nu e neapărat, atenție, nu e neapărat vina conducerii, pentru că sunt cei de la sucursale, de la resurse umane, care fac listele și încadrează acolo, da? Dar cei de sus nu pot să spună, doamne, am cerut de trei ori să-l verifice pe Cilibiu. Nu e problema Cilibiu, verifică și pe ceilalți. Era mult mai ușor dacă făceau o adresă la Casa de Pensii și vedea pe cei 800 treptate eșalonat. Unii chiar îndeplinesc condițiile, se vedea, e clar, cu ochiul liber, au vârstă. Dar cei care sunt pensionabili anticipat, sau urmează să fie pensionabili anticipat în următorii 2 ani, poți să-i verifici. Rogi frumos și o colaborare cu Casa de Pensii. Dar nu cred că se poate o colaborare cu Casa de Pensii, pentru că Casa de Pensii nu poate să spună că vei ieși la pensie peste 2 ani de zile, că între timp s-ar putea modifica legislația. Nu, dacă se modifică fiecare primește adeverință, că se duce și solicită, primește acea adeverință care îi spune că peste un an și nu știu câte luni vei îndeplini condițiile pentru pensie anticipată sau nu. Deci asta măcar prezumtibil avea o idee. Corect, ce se poate întâmpla, dar de ce ca să evităm. Domnul Becin, de ce trebuie să intervină politicul aici? Pentru dar cine să intervină, domnul Giurgiu? Atâta timp cât a cine fost să tragă semnal de alarmă? A fost o negociere între administrație și sindicate și sindicatele au fost reprezentate toate la acea negociere. Dar nu cred că s-a spus să-i salvăm pe politicieni. Dar putem să-i criticăm pe sindicalism. Corect. Aici disponibilizarea de criterii. S-au stabilit niște criterii care, în baza criteriilor respective, s-a întomit lista cu disponibilizați. Dacă criteriile au fost alese prost și nu s-a ținut cont de ce spunea dumneavoastră și corect a subliniat aici, referitor la cazurile sociale și n-au ținut cont de acest aspect, ce vină are administrația și de ce trebuie să intervină politicul? Trebuie să atragă cineva atenția, pentru că atunci care e rolul nostru politicienilor? Doar să ne cerem funcții și să ne luptăm pentru membrii noștri de partid? Nu, trebuie să atragem atenția. Suntem și noi reprezentanții unui electorat și putem să discutăm fără absolut nicio problemă și putem să dezbatem și fără ingerință acolo. Dar nu cred că a intervenit cineva, că nu, eu din câte știu, la mine sau la Edi Lădaru n-a venit nici domnul Ilie, nici Sorin Olaru. S-au dus la domnul Călinoiu, nu la noi. S-au pus foarte, foarte multe... Și foarte să știți că biroul nostru este mult mai aproape de CEO decât... S-au pus... Și cred că puteam să-l ajutăm mult mai mult, să nu mai facă greșeli, dar mă rog, asta e decizia. Nu știu că domnul Ilie se pare că acționează în alianță. Înainte era susținut de PSD, acum de ALDE. Dar nu este susținut, nu este vorba de a susține. Aștept și ziua în care o să meargă să discute cu cei de la PNL sau de la
pur. Dacă parlamentarii, Tudor Barbu a votat împotriva modificării legii energie. Și atunci cum să te duci să vorbești cu Tudor Barbu? Este senator de Gurs, probabil că de ce a vorbit. Păi și atunci ce să caute energie să vorbesc cu Tudor Barbu? Nu a refuzat pe nimeni care a vrut să stea de vorbă cu domnul chiar pe această temă. Asta sunt poate să fie și un defect, poate să fie și o calitate. Eu zic că în contextul actual este o calitate, nu poate să fie eu un defect. Că dacă eu este că bine să fie eu fricos. Eu zic că dacă îl chema pe domnul este transparent, este fricos. Dacă nu este transparent, de ce nu este transparent? Domnul este foarte viloat, nu este transparent. Se vede prin el, prin domnul Ilie. Când i-a când i-a jurat pe jurnalist sau l-a vorbit în modul în care l-a vorbit, când s-a ferit, noroc cu Dian Popescu că a ieșit bărbătește și a spus că a fost acolo, că altfel ne trezeam că ne turnau o poveste, că a ocolit puțin pe la Sara, pe Dan s-a rătăcit. Nu a negat că a fost acolo, nu a negat. Da, a negat că și-a făcut... A negat că a fost acolo, a spus că nici nu avea nevoie, că l-are pe Ion Rușeț acolo și de ziare sau de modul cum a fost. Neavând experiență. Nu trebuie să se asocieze niciodată cu... Nu este adevărat, nu. Nu trebuie. Nu. Este fapt. Dacă nu, suna la președintele dumneavoastră de partid, îi spune, domnule, ne întâlnim mâine, sunt în Australia că acum, vin mâine la ora 9 la mine la birou. Nu pot să trec pe la ședința dumneavoastră de partid. Dar era în interesul complexului energetic. Care era interesul dumneavoastră? Atunci seara, care era interesul să te duci seara? Păi și care a fost interesul dumneavoastră? Care era interesul? E un cățeluș care e ținut de zgardă și când are nevoie, pac. Deci la cine vă referi? La domnul Ilie. Acum vă invit să păstrați o decență în apreciere până la urmă. Și Ilie va păstra o decență și în comportament și în atitudinea pe care o are. Ca să fie conduși complet energetic. Uite, se plânge că nu sunt, se plânge toată lumea că nu sunt stocuri de cărbune. El spune, nu știu, domnule, trebuie stocuri Antonie. De cărbune, nu sunt că o anumită Antonie. Persoană blochează activitatea cum ar fi cariera roșia. Care e? Cine blochează? Lumea că familia Vâlceanu blochează activitatea cum în Calea Roșia. Stop, că aici sunteți. Spuneți-ne și nouă cum o blochează. Prin ce? Știți dumneavoastră... Prin ce, domnul George? Păi spuneți-ne prin ce, că vă spun eu că cunosc speța, că m-am interesat și eu, că am văzut lucrurile astea. Normal că cunoașteți speța. Hai, spuneți-ne. Dar bănuiesc că cunoașteți și subiectivul dumneavoastră. Foarte bine cunosc acolo, pe expropriere chiar vă pot ajuta. Știe speța, nu știu dacă e cazul acum să o luăm. Reluați-o că vă spun eu. Haideți că vorbim despre politică și ce. Dați toate exemplele pozitive. Se pot face pentru că familia Vâlceanu a semnat. Deci a semnat în condițiile impuse de către CEU. A semnat cum procedează toată lumea. Nu a cerut mai mult, nu a cerut mai puțin, nu blochează activitatea, s-a semnat acea convenție. De un an de zile este semnată convenția și nu se mai mișcă nimic. Deci pe evaluare făcută de CEU, specialiștii CEU, am cerut special speța pentru că știam că se apropie campania electorală și va fi un subiect plăcut de unii de la PSD. Dar e expirat ăsta subiectul pentru că e mingea în curtea CEU. Au semnat în condițiile impuse de CEU. Este foarte bine dacă păi s-a semnat. S-a semnat de ceva timp și nu se mai demarează și vă mai dau alte exemple. În satul Rocurelu, da? Unde s-au făcut deja, apropo, bine că ați deschis subiectul. Și domnul Ilie, asta ar trebui să-l preocupe, da? Deja s-a aprobat de către guvern să vină bani pentru expropieri, au semnat oamenii convențiile, nu primesc bani. De ce? Păi de ce? Poate n-a trimis banii guvernul. Cum? Nu știu. E semnat. Nu știu. Păi deci asta trebuie să-l preocupe pe Ilie, pentru că oamenii, am văzut, au postat și astăzi, sunt blocate fronturile de lucru. Cine, și... Știm foarte bine că guvernul n-a dat nici subvențiile. Acum nu știu dacă a venit sau n-a venit. Acum eu zic că domnul Ilie poate să răspundă la aceste întrebări. Nu se înjure ziariștii sau să-l vorbească în modul. De acord, domnul nu a fost învățat să aibă o corespondență nici cu presa. Nici nu avea timp să aibă asta aceste corespondențe. Îl susține ALDE pe domnul Ilie în fruntea CEU? Nu susține pe ALDE pe domnul Ilie în fruntea CEU. Eu rugit cel mai greu Ilie. Dar nu putem să aruncăm cu piatra în toți cei care conduc complexul energetic Oltenia de fiecare dată, ne lăsându-le un termen rezonabil pentru a vedea ce au de gând și ce fac acolo. Pentru că dacă noi ne închipuim... Pentru că economia națională să lăsăm pe lumea să experimenteze. Dacă vine iarna, trebuie să avem depozitele pline. De acord, domnul Măruță, dar nu putem să-i cerem într-o lună de zile să facă. Vine începutul anului că vine iarna. Păi, dar bineînțeles, de la începutul anului se știa că vine iarna. Păi, ce termine să nu de ce ne aducem aminte toamna în septembrie-octombrie că vine iarna. Deci sunt anumite măsuri să iau din timp. Știți cum e, ne facem vara sanie și iarna car. Deci cam așa ar trebui să zbecăm activitatea din CEO. Ce să-i facem? Ce să facem? Există și un context de instabilitate pentru că este o conducere interimară de un an de zile și ceea ce nu face bine complexul energetic Oltenia. Abia acum s-a stabilit Consiliul de Supraveghere.
până și intră în pâine și... Nu știu de ce există acest Consiliu de Supraveghere, din punctul meu de vedere. Trebuie să-i lași odată să ia decizii, dar dacă nu-l lași pe Ionel Ilie să ia decizii, pentru că bagi Consiliul de Supraveghere, după aia bagi, nu știu ce directora, după care bagi, nu știu ce directora. Lasă-l să decide și trage la răspundere, dar nu de fapt încurcă-l și îl tragem la răspundere. Că ministerul încurcă, nu face altceva decât să-l încurce. Dacă am ști clar că puterea este la Ionel Ilie... Ministerul nu e patronul firmei până la urmă? Dacă am ști foarte ministerul clar... De acord în momentul, dar în condiții în care... Autoritatea publică doar patronul este statul român. Statul român. Dar prin ministerul de... Nu, de fapt nici... Ba da, prin ministerul de finanță. Este autoritatea publică tutelară. Da. Până la urmă, trebuie să spui, managerul ăsta are putere de decizie și lasă să ia deciziile necesare. Nu poți să-i impui tu deciziile tale, după care le întrebă, dar de ce n-ai luat deciziile corecte? Păi le-ai luat tu. Și până la urmă nu înțeleg de ce nu vedem foarte clar că există o conducere în plus care încurcă orice manager. Nu, și nu spun de Ionel Ilie. Poate spun că de acord că este o conformitate cu legea. O pauză de publicitate și revenim în câteva minute. Nu mult. Am revenit din la emisiunea Întrebările Zilei. Stăm de vorbă în această seară cu domnii Gabriel George, Eduard Lădaru și Gheorghe Pecingină. Vorbim despre politică și complex energetic Oltenia, vin și alegerile, ce o va deveni din nou o miză de promisiuni pentru cetățenii care lucrează la această companie, cetățenii care depind de această companie. Vorbim dacă există în continuare influențe și interese politice în cadrul acestui complex energetic Oltenia, de orice natură, de orice tip, fie că vorbim de politica de exproprieri, de angajări, de numiri în funcții, pe posturi, aici până acum și-a făcut și de acum încolo, probabil își va face simțită politica, prezența și politicienii. De asemenea, lupta mare este pentru cei care au posibilitatea de a conduce în cadrul companiei diferite sectoare și de a dispune în consecință, poate chiar și pentru licitațiile care sunt organizate de CEO. La aceste lucruri vă rog să vă referiți în cea de-a doua parte a emisiunii. E interesată politica, politicienii sunt interesați de complexul energetic Oltenia? Cum sau doar mă? Vor să nu, facă sunt... acele legi frumoase pentru păi, domnul, o companie domnul, minunată? Îmi cer scuze la colegi intervin. Puteau să, să facă acele legi. Înțelegeți și puteau pe cei care făcute. Luptă legislativ, dar... Puteau să fie făcute, nu? Nu a existat decizie politică. Dacă există decizie politică, orice se poate realiza. După cum vedeți, în ultima perioadă trec foarte multe legi sau sunt oprite anumite acțiuni când există decizie politică. Dacă există decizie politică, lucrurile se desfășoară într-un fel sau altul. Deci politicienii nu știu că sunt de interesați, dar aici pe plan local sunt interesați și domne ferește, eu tot atrag atenția să nu se mai implice și de aceea sunt și revoltat pe Ionel Ilie, pe Sorin Olaru, pentru că merg la Consiliul Județean și nu merg la Cosmin Popescu, merg la Ion Călin, noi să discut anumite aspecte. Pentru că știu că atunci când a venit ministrul ăsta pe care nu-l respect deloc și nu mi inspiră nimic... Domnul Borc? Da, nu Borc, nu vorbesc de Borc, vorbesc Grigorescu. De Grigorescu. Unde a venit domnul Grigorescu? A venit atunci când ne aflam în greva foamei, da, și singurul argument pe care a putut să ne-l dat pentru dorința de a muta implicarea politicului în CEO. Și dădeam un exemplu, numai cu subiect și predicat pe Ion Călinoi atunci. Da? Deci i-am rugat, pentru că nu știm cum doarme noaptea băiatul ăsta. Ne trezim pe Facebook când anunță că s-a mutat sediul la București. Corect. Deci lucrurile așa stau și trebuie să ne abținem să intervenim. Asta ar fi soluție ca să se scape de politicieni, de ingerința politică? Din punctul meu de vedere, nu. O soluție este să pui niște oameni verticali, profesioniști, să-i numești odată, să mai ții interimate, să fie în bătaia vântului, să-i numești odată și să-i lași acolo să-și desfășoare activitatea. Pentru că vă spun eu că un profesionist nu pleacă urechea nici la Călinoiu, nici la Pecingină, nici la Lădaru, nici la George. Și să aibă un proiect managerial. Eu pot să vin să spun din punct de vedere al politicului sau de la Gurci că mă interesează și sunt oameni și nu dă afară, nu face disponibilizări, nu spune aia. Pot să spun că asta e, trebuie să o fac până la urmă. Da? Să atrag atenția, domnule, respectați criteriile sau vedeți că s-au stabilit niște criterii proaste. Dar nu pot să intervin să-i spun pe cine să pună pe listă sau pe cine. Nu-l chem la mine. Iarăși un lucru prost. Dacă vrei să discuți cu factorii politici locali, da, și vrei să spui că ai avut o întâlnire nu cu Ion Călinoiu, cu Cosmin Popescu, îl inviți la sediu CEO. Nu te duci tu acolo, că nu ești tu, ești dita mai directorul, da? Conduci o companie de 15.000 de oameni.
inviți acolo, inviți în mod oficial, inviți parlamentari, inviți, nu te duci tu la ei. Asta, aici e greșeala, asta înțeleg. Dar oamenii au fost învățați de-a lungul timpului că cine e în frunte acolo la Consiliul Județean decide să o urtă și... Politicianul e șeful. Politicianul e șeful. E o idee greșită, mai ales pentru companii cum este CEO, da? Și eu cred că ar trebui să ne abținem ca politicieni să intervenim în bunul mers al CEO, dar asta... Cum să vă zic, îți trebuie și oameni la conducerea CEO care să nu permită lucrul ăsta, imixtiunea politicului. Trebuie să aibă o relație cordială, normală cu autoritățile locale, pentru că vrem, nu vrem, Gorjul ăsta a fost răscolit, am rămas cu gropile, am rămas cu dezrădăcinările, am rămas cu problemele și acum ni se accentuează, tot timpul ni se spunea, dar avem locuri de muncă, dar v-am scos la lumină, pentru că alături de Maramureș a fost unul dintre cele mai sărace județe și acum, datorită mineritului, aveți locuri de muncă și acum vine asta și problema asta. Asta pentru ca politicienii să șefuiască CEO? Nu e o scuză, pentru șef nu există scuză. Ești hoț, nu poți să spui că... Sau, și mă rog, poate cine spune că am aruncat așa o vorbă, dar exemplu concret este cel al strămutărilor de lux. Strămutările de lux, da, a fost o problemă și chiar am discutat și noi în pauza, pentru că acolo s-au creat primele mari probleme, de acolo au început oamenii să ceară sume exorbitante, de acolo au început... Și declinul complexului energetic Oltenia. Și, nu știu dacă declinul, dar au apărut probleme în funcționalitatea sau în funcționarea complexului energetic Oltenia. Știți foarte bine, pentru 5 metri de pământ îți oprește un utilaj care e în producție. Iată o întrebare pentru domnul Daru. Vă rog să-l întrebați pe domnul Daru. Tot interes politic e și reangajarea soției colegului de partid Ion Rușeț după ce a beneficiat de ordonanță cu plăți compensatorii cu câțiva ani în urmă sau angajarea fiului acum un an și ceva? Nu știu unde lucrează familia lui Ion Rușeț. Personal nu știu unde lucrează familia lui Ion Rușeț. Și întrebarea trebuie adresată lui Ion Rușeț, dar nu știu. Din câte știu, copiii nu lucrează la complexul energetic Oltenia. Nici unul, nici celălalt. Din declarațiile lui Ion Rușeț știu lucrul ăsta, că nici unul dintre cei doi copii nu lucrează la complexul energetic Oltenia. Despre soție nu știu unde lucrează. Dar din declarațiile lui Ion Rușeț știu că cei doi copii nu lucrează la complexul energetic Oltenia. Bine, dacă urmărim răspunsul noastră, aș putea să pun și o întrebare de genul, credeți că Sfântul Petru a intervenit pentru Sfântul Ilie să fie angajat la CEO? Dacă nu știu unde lucrează soția și copii, lucrează acolo la CEO și copilul și soția? Vă întreb dacă lucrează. Acolo, dacă știți informația asta. Această întrebare trebuie adresată domnului Ciurel. Nu are domnul să știe domnul Doru. Păi, dar chiar nu știu unde lucrează. Bănuiesc că dumneavoastră nu știți unde lucrează soția mea. Chiar e domnul. Poate aveți o surpriză. Sper că nu știu, nu? Nu știu, domnul sau eu știu unde lucrează soția domnului Gior sau soția dumneavoastră. De unde să știu? Pe bune acum. Corect, da. Deci e absurd. Dacă mă întreba de Iorușe, știu că lucrează în complexul energetic Oltenia, pentru că el este în partid. Dar așa să știu unde lucrează fiecare membru al familiei. La fel, nu știu unde lucrează soția domnului Ilie Popescu. Domnului Rotaru, știți unde lucrează? Nu. Nu știți. Nici nu cunosc, nici nu știu unde lucrează, nici copiii domnului Rotaru. Știu de copil, de fată care are niște mașini de înghețată, care le-a repornit acum în urma alianței cu Florin Cărciumaru, dar... A venit omul și a venit. Văd că vă aduceți aminte doar ce vă convine. Asta știa, dar soția domnului Rotaru nu m-am interesat și nu știu unde lucrează. Chiar nu știu. Asta era mai ușor de ținut minte, asta cu înghețată. Asta cu înghețată, da, era mai ușor de ținut minte cu domnul Rotaru, sigur că da. Domnule, o sucire dulce. Da. M-a interesat care a fost situația pentru care a sucit macazul domnul Rotaru așa dintr-o dată. Și de asta m-am interesat. Dar mai departe, nu. Domnule, pe cine sunt liberali cu funcții de conducere în CEO în momentul acesta? S-au făcut niște numiri în ultima perioadă? Eu, din câte știu, cu funcții de conducere, nu. Dar liberali în CEO sunt, cu siguranță. Mai că, iată, una dintre condiții aceea că nu poți să iese public și nu știu cât e de avantajos sau nu, mai ales atunci când ești politician, pentru că sunt niște directive și în cadrul CEO prin care angajații nu pot să iese, să facă chiar politică publică. Doar șefii, nu? Nu știu, noi nu cred că avem șefi. În momentul de față, sincer, chiar fac un inventar, nu cred că avem șefi în PNL. E la complexul energetic Oltenia o companie condusă acum sau funcționează în inerție? Nu, eu cred că și aici iarăși un lucru enervant. Nu e senzația doar a mea, pentru că discut în permanență cu oameni. Merge în inerție.
Și asta sunt anumite chestiuni care m-au deranjat la... Nu vreau să pronunț numele domnului Ilie sau să mă iau de o persoană anume. Dar este din nefericire pentru dânsul și pentru un CEO, este manager general acum. Sau îndeplinește aceste atribuții pe o perioadă. Chiar dacă e o perioadă de interimat. Și nu poți să spui, nu știu, nu e treaba mea că nu sunt stăpân de cărbune, treaba lui Antonie. Ți-o asum pentru că asta ești. Dacă domnul George aici are probleme la Minpres, nu spune că e vina angajaților. O înghite, merge și ia măsură cu angajatul respectiv. Nu poți să spui, e vina lui Antonie, vina lui X. Sunt probleme, trebuie să răspunzi. Eu zic că merge din inerție. Există... Nu știe să comunice cu presa. Asta este cu totul altceva. De la nu știe să comunice cu presa și de la a fi un foarte bun, până la urmă, tehnician. Este un bun tehnician, da. Ce demonstrează? Recomandările oamenilor din Complexul de Recerce Coltenia. Care oameni, domnule Daru? Eu Roșeț? Care oameni îl recomandă pe Ilie? Păi dacă era un bun manager, stătea la pe Ilie Energie, stătea la Energie și vindea Energie. Acolo poate e bun. Nu știu, că nu vreau să mă... că deja devin expert în toate. Dar ca manager general, omul a demonstrat că nu poate. Și ce nu, demonstreze aici e o problemă. Faptul că Complexul Energetic Oltenia are o conducere dualistă. Consiliul de Supraveghere și Directorat. În Directorat sunt în acest moment patru persoane care iau o decizie. Nu poate să ia domnul Ilie o decizie singură. Deci o supune la vot. Orice decizie să ia în Directorat se ia printr-un vot. De-aia erau cinci în Directorat și de-aia este păguboasă această încadrare la sistem dualist, pentru că una e când este condus în sistem unitar, ai Consiliul de Administrație, ai director general care își asumă responsabilitatea, domnul Ilie este director general, dar nu poate să ia nicio decizie fără votul celorlalți membri din Directorat. Dar nu obligă nimeni să stea în această situație. Încercam să deduc dacă de mâine mai beneficia sau nu de plăți din partea CEO, din partea acționarului principal, dar iată că ați dat un răspuns corect. Deci o să beneficiez, nu? Deci Ionel Ilie nu poate să fie condamnat pentru un mandat de o lună, două. Chiar nu putem să dăm cu piatra în el. Acum vorbim omul de semestrie. Ar fi bun, domnul Ilie, pentru o oră, dacă ești... Mă rog, un mandat forța cineva pe Ionel Ilie. Dar nu putem să dăm cu piatra fără să analizăm foarte clar și cerem ce să analizăm. Avem stăpânt de cărbune. Vă întreb pe cingine. Situația Complexului Energetic Oltenia s-a stabilizat de domnul Ciobotărică. Domnul Ciobotărică, deja vorbim la trecut, nu te obligă nimeni să preiei. Când preiei, știți foarte bine, sau la fel de bine ca și domnul Ciobotărică, era susținut de PNL. Cu pasiv, cu toate problemele, nu te obligă nimeni să te urci. Era susținut de PNL. Era susținut de guvern, ca și până acum. Și guvernul susținut de PNL. Și pe Ilie cine îl susține? Păi ce situație, ca și cu domnul Ciobotărică? Tot PNL-ul susține. Tot PNL-ul susține guvernul, mai puțin pe ministrul Grigorescu. Deci eu nu, mai recent. Nu văd nicio susținere. De campanie electorală. Cât de recent? Să zicem că e vreun an de zile. Cât rău putem să facem noi Complexul Energetic Oltenia? Dar la nivel național n-am auzit nimic. Să-i lăsăm oare să muncească acolo, să facă ce trebuie ca să scoată la liman... Problema nu că nu îi lasă să muncească. Nu, noi politicienii. De ce nu lasă domnul? Păi eu mă mai repet. Nu la mine vine la pirul domnului. Să ce la Călinoiu. Căciu Botărică nu-i bun, Căciu Rel nu-i bun. Aoleu! Deci... Păi nu se lăsă, mă. Câte curând la Bercea și Huidu. Că ăștia sunt cu începuturile. Cer scuze că am folosit ăștia. Ei sunt cu începuturile. Nici ăștia nu sunt. Toți suntem specialiști. Eu sunt specialist, dar vă spun una și bună, domnule. Ziceți un politician bun care ar putea conduce Complexul Energetic Oltenia. În afară de Roosevelt și Churchill. Păi, dar ei n-au condus niciun complex. Vreți să vă spun ceva? Eu nu aș dori un politician la vârful CEO. Nici eu. Da? Chiar mi-aș dori un manager. Care să aibă, nu pot să spun public, dar hai să spunem sânge în instalație și să dea cu pumnul masă și când politicienii își permit prea mult să întindă coarda în anumite domenii, da? Așa ca domnul George. Și să-i pună... E potrivit? Era dat în cărți. Deci, ieșise în cărți la un moment dat pentru șefia CEO. Persoana de față se exclude. Nu, acum spuneți. Dar greșe mama omida. Nu e bun domnul George pentru manager CEO? Nu cred că ar accepta nici domnul George să fie manager la Complexul. Deci eu am spus că un politician nu are ce să caute acolo. Și din nefericire... Îți dă demisia și nu mai e politică. Uite, da, că a ce vreau să te întreb peste ca și după aia revine parlamentar pe listă. A scăpat de politică. Ori dacă nu faci zarță, da, tu să scăpi de politică. Din punctul meu de vedere, politicul este... Și devine tehnocrat, nu când își dă demisia. Categoric. Știi, vedeți ce se întâmplă pe vremea tehnocraților. Deci, cine spune că guvernul tehnocrat și tehnocrații sunt cei mai buni de pe lumea aceasta, se înșeală. E fals. Pentru că, încă o dată, fără susținere politică, Complexul Energetic Oltenia
în actuala structură cu capital majoritar de stat moare. Este evident, pentru că nu face față concurenței neloiale. Atenție! Sunt foarte multe interese pe partea energetică, producători privați. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă cu energia verde. Vedeți dumneavoastră presiune din exteriorul României. Pe complexul energetic Oltenia deci, cumpără certificate verzi cu 29 de euro. Adică ai, să nu uităm aici totul lucrul ăsta. Corect, bravo, concurența e loială. Am înțeles că păi concurența e loială, că e negat. Stați să-i răspundeți și domnului care ne scrie acum. Da. În contextul în care ați punctat dumneavoastră răspunsul acesta bine articulat, suntem unul la bandă și birourile au rămas pline în continuare. Aici este problema. Eu știți că eu am fost, nu știu dacă ați văzut în emisiunea asta la colega noastră, doamna Gângeveanu, și am spus în mod normal, această disponibilizare care a avut loc sau asta nu mai ține loc, de legislație, trebuia de să înceapă de sus, trebuia să înceapă, corect, trebuia să înceapă de la sus în jos. TESA, dar acolo trebuia, în prima dată trebuia să devină personalul TESA suplu și după aceea nu mai comenta niciun muncitor din teritoriu. Să-i trimite la sală, ce trebuie să le facă? Da, păi, că nu, din birou nu deci aici, aici este o greșeală, dacă nu s-au luat decizii în acest păi sens. Dacă eu vorbeam astăzi cu cineva de la o carieră și spunea, domne, pe excavatorul X, că nu-i dau numele acum, sunt patru oameni în loc de 12. Păi să vă spun eu de ce, pentru că liniile astea tehnologice, domnul Măruț, au fost prevăzute cu un anumit număr de personal. Un lăcătuș mecanic aleargă, face 2 km. De-a lungul timpului au tot fost făcute disponibilizări deci, și au fost dați oamenii ăștia afară și în birouri au fost angajați. Astea nu mai țin de legislația, de legea energiei. Asta țin de management. Asta țin de management. De management. Nu țin nici de politici, nici de legislație, țin de management. Păi și aici nu te ia dracii, domne, când vezi că pe o parte dai afară și pe partea păi cealaltă angajezi. Dacă în birou păi nu este, e și nu vii cu justificare, domnule, dar teren, cum a spus până acum. Că mai ar cu teren, săracii îi angajează pe perioadă determinată. Să-i facem și pe aia de producție membrii de partid. Și mai este o problemă. Dacă în această perioadă de concediere colectivă complexul energetic Oltenia va face o singură angajare, va pierde toate procesele în instanță. Și lăpasă lor. Deci toate, chiar dacă este de făcut fundamentată că au dat teren și nu știu ce, nu trebuie făcute angajări, corect. Va pierde toate procesele în instanță. Că i-au condamnat la nivel mediatic pe cei doi directori. Angajările care au fost făcute au fost făcute la TESA, că nimeni nu își pune pilele în mișcare ca să fie angajat la bandă. Și dacă e angajat câteva minute și după aceea, sau mă rog, câteva zile și după aceea e... Păi vă dau exemplu... Să discutăm și noi despre pandurii, despre domnul Crăciumar. Vă dau exemplu de la Minpres, deci vin, le spun că sunt condiții grele și după aceea nu mai intră în medicare și ne dau peste cap toată activitatea. Da, uite, eu fac un apel către telespectatorii dumneavoastră să aibă în vedere inițiativa suporterilor Pandurii Târgu Jiu și să cumpere abonamentele scoase la vânzare de clubul Pandurii Târgu Jiu. Și eu fac un apel la Narcis Dădugan să accepte o diminuare a salariului, că e cam mare, 1500 de euro. Cred plus, că sunt de acord plus și cu asta. Bonusuri, e cam mult pentru ceea ce se întâmplă la Pandurii Târgu Jiu. Sunt de acord și cu asta. Și fac un apel și la domnul Florin Cârciumaru să facem un club sportiv municipal și să avem echipă de basket, echipă de handbal și echipă de fotbal. Pentru echipa de handbal, nu, că tot a venit vorba. Și bani care s-a tot desfințat după ce mai era Monica Băcă, pentru că ea susține o echipă de handbal în B și... Iată, vă propun și o emisiune cu tematică sportivă, dacă ați deschis discuția. Păi tot de complexul energetic Oltenia ține, că dacă nu mai finanțează complexul... Și vine politicul și deschide robinetul. Păi asta e pentru că politicul n-a fost în stare să găsească alternative. Atât în această seară, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de telespectator, rămâneți cu TV Sud, numai bine.